Tatăl nostru care ești în ceruri, venim să-ți mulțumim pentru că ne-ai mai dăruit o zi. Te rugăm la acest studiu să ne deschizi tu mintea și inima ca să fim atenți, să înțelegem ceea ce se vorbește și ajută-ne să aplicăm și să te alegem pe tine în orice moment al vieții noastre. În numele lui Iisus te-am rugat și îți mulțumim. Amin. 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 Vă salut cu pacea Domnului și mă bucur că suntem iarăși împreună. Abia aștept aceste întâlniri, că deja ne-am obișnuit de un an de cât am început aici pe Zoom, aproape un an. Deja ne-am obișnuit și abia așteptăm să ne putem întâlni. Dacă nu putem ne întâlni așa față în față, suntem la distanță, fiecare locuiește în altă parte, cel puțin prin intermediul internetului. Pentru seara aceasta vom continua studiul Soliei din 1888, adică cartea Solia 88, Introducere, scrisă de Robert Wieland. Dacă vă amintiți, săptămâna trecută, am văzut că centrul acestei solii era Hristos, ceea ce este normal. Evanghelia îl are în centru pe Domnul Hristos și jertfa Lui. Am vorbit mai mult despre divinitatea Lui și am înțeles că pentru planul de mântuire a fost necesar ca Mântuitorul nostru să fie o persoană divină. Noi știm că Biblia îl prezintă foarte clar, este singurul fiu născut al lui Dumnezeu. Fiind născut din Dumnezeu, a moștenit natura lui Dumnezeu, adică natura divină. Dar ca planul de mântuire să aibă efect, Mântuitorul nostru trebuia să fie și om, adică să ia natura umană. Și aceasta este subiectul pentru seara aceasta. Toate bisericile creștine și toți adventiștii cred că Domnul Iisus Hristos a fost om. Așa este? Da. Nu cred că există vreo biserică care să susțină altceva. Și totuși există diferențe în ceea ce privește natura pe care Domnul Hristos, natura umană pe care Domnul Hristos a luat-o și felul cum a fost el ispitit. Adică există creștinii care cred că Domnul Hristos a luat natura așa cum avea Adam înainte de căderea sa în păcat, adică natura fără păcat, și sunt alții care cred că natura lui a fost după căderea în păcat, adică natura căzută sau natura păcătoasă. Există și o altă variantă. Sunt unii care cred că el a luat doar slăbiciunile trupului uman după căderea în păcat. Dar natura lui a fost așa cum avea Adam înainte de căderea în păcat. Doar natura lui fizică, adică simțea foame, sete, oboseala. Dar el nu avea de luptat cu ispitele pe care are să le întâmpine un om căzut, adică ispitea dinăuntru, din trupul lui. Vom discuta mai târziu despre ce înseamnă acest lucru. Știți, există ispite din afară și dinăuntru. Sunt unii care cred și majoritatea, din păcate, cred că Domnul Hristos a fost ispitit doar din afară, nici de cum dinăuntru. Noi în seara aceasta vom citi mai mult de Wagoner, ce a scris despre acest subiect. Rămâne și săptămâna viitoare să continuăm același subiect și după aceea când terminăm acest capitol, următorul capitol va fi mai mult din spiritul profetic, să vedem dacă Ellen White a fost de acord cu cei doi soli, Jones și Wagoner. Așa că trecem la primul paragraf. Să citim. Cine vrea să citească primul? Sora Emilia. Pornind
Pornind de la ideile de bază care au făcut unică și eficientă solia neprihănirii lui Hristos, ne vom ține foarte aproape de comentariile paralele ale Ellen White asupra soliei și istoriei acelei epoci, descriind adunările de redeșteptare ținute în sat Lancaster la începutul anului 1889, ea ne călăuzește către centrul vital al soliei lui John Wagner. Da, deci imediat după Minneapolis, Jones și Wagner, împreună cu sora White, au mers la diferite întâlniri și au predicat solia. Și haideți să vedem cum descrie sora White aceste adunări la care au predicat Jones și Wagner, la care a fost predicată solia neprihănirii prin credință. Deci, citim un citat din Spiritul Profetic. Cine citește următorul? Eu. Apoi video. A ridicat mâna primul. Și ascultătorii și vorbitorii s-au împărtășit din abundență de binecuvântarea lui Dumnezeu. Profunda influența Duhului lui Dumnezeu a fost simțită aproape asupra fiecărei inimi. Mărturia unanimă a celor prezenți a fost că ei au obținut o experiență dincolo de tot ce au cunoscut până atunci. N-am văzut niciodată o lucrare de redeșteptare care să înainteze cu atâta putere și totuși să rămână neafectată de excitări nepotrivite. Nu au existat nici îndemnuri, nici invitații. Da. N-am văzut niciodată o lucrare de redeșteptare și totuși cu putere și totuși să rămână neafectată de excitări nepotrivite, adică de extreme. Au fost și în trecut și după Minneapolis așa numite treziri spirituale, dar care au fost mai mult extreme decât solia biblică. Știți că undeva prin 1900 în Biserica Adventistă a fost o mișcare de asemenea de trezire, se numea Sfântul Trup sau Holy Flesh, la care a fost și muzica nepotrivită și învățături total greșite, dar trezirile acestea pe care le-a trăit biserica după Minneapolis au fost trezire sub influența adevărului biblic, fără excitări nepotrivite, fără muzică care să apeleze la sentimente, la excitare, la extremă. Adevărul biblic este ceea ce trebuie să trezească sufletul uman. Haideți să vedem ce spune mai departe Ellen White. Ovidiu, citește mai departe pentru că e același citat. Oamenii nu au fost chemați în față, dar a existat o solemnă înțelegere a faptului că Hristos nu a venit să cheme la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Se părea că respirăm chiar atmosfera cerului. Ce imagine plăcută pentru univers să privească cum, privind la Hristos, bărbați și femei căzuți în păcat sunt schimbați, luând forma chipului său în sufletele lor. Oamenii se vedeau pe ei înșiși, depravați și degradați cu inima. Aceasta supune mândria inimii și crucifică eul. Așa. Deci, vedem că după Minneapolis, chiar dacă solia a fost respinsă, totuși Dumnezeu a încercat să trezească biserica. Și iată cum Ellen White descrie această întâlnire. Și nu era singură, erau și alte întâlniri. Din păcate, vrăjmașul nu i-a plăcut acest lucru și știți că a lucrat ca să-i separe pe cei trei. Am vorbit deja în trecut despre acest lucru. Da. Și încet, încet a reușit să oprească această trezire. Și de aceea sora White spune că trebuie să rămânem încă mulți ani pe pământul acesta. Da. Deci aceste predici, aceste prezentări spune că supun mândria inimii și crucifică eu. Haideți să citim mai departe următorul paragraf. Cine citește?
Sora Gina. Ideea lui John Schwagoner asupra lui Hristos, cel divin și veșnic, preexistent, venit să salveze pe om acolo unde este acesta, luând peste natura sa fără păcat natura noastră păcătoasă și experimentând în sufletul său toate ispitele noastre, acesta era punctul central al soliei lor. Acesta era neprihănirea lui Hristos, dinamică și glorioasă, fructul de o viață întreagă al unui conflict dus până la moarte de cruce. Filipeni 2:8. Vorbind despre aceeași adunare, Ellen White își exprima bucuria în felul următor. Da, vom vedea încă un citat de Ellen White din aceeași întâlnire. Aici, cu roșu, am accentuat exact care este punctul central al soliei neprihănirii lui Hristos. Adică Domnul Hristos a luat peste natura sa, fără păcat, adică peste natura sa divină, natura păcătoasă, natura noastră păcătoasă, și a experimentat în sufletul său toate, nu doar o parte, toate ispitele noastre. Vreau să vă întreb, pentru că nu am vorbit noi cu toți, unii sunt mai noi care au intrat. Ce credeți? Natura lui Hristos, natura umană a Domnului Hristos a fost o natură păcătoasă sau nu? Deci dacă era ca și noi, înseamnă că era o natură păcătoasă. Înseamnă că a fost păcătos? Nu. Da. Așa. Dar el n-a păcătuit. Da. Nu. Pentru că unii frați, din păcate, nu înțeleg acest lucru. Natura păcătoasă nu este păcat. Natura păcătoasă este ceea ce avem noi cu toți. Ne naștem cu ea ca o consecință a căderii în păcat. Unde se naște păcatul? Unde este păcatul de fapt? În natura umană sau în alt loc? În inima omului. În inima. Mai corect, pentru că Iacob descrie cum se ajunge la păcat. Cum? În mintea lui. Așa, în minte. Deci în mintea noastră se naște păcatul. Da. Satana se poate folosi de natura noastră păcătoasă ca să afecteze mintea noastră. Cu mintea noastră noi decidem dacă ne supunem păcatului sau nu. Domnul Hristos, așa cum a zis sora Gina, a luat natura noastră căzută, natura păcătoasă. Dar în mintea lui, el niciodată nu a răspuns afirmativ al ispitei. Totdeauna a tăiat orice ispită. Și acest lucru nu a fost ceva ușor pentru el. Dacă ar fi luat natura așa cum era Adam înainte de căderea în păcat, era un lucru mult mai ușor. Dar în natura căzută, natura păcătoasă, de exemplu, Romanii capitolul 7, Pavel descrie acolo o lege a păcatului. Văd în mine o lege a păcatului care nu-mi permite să fac ceea ce vreau. Ispitele și biruința Domnului Hristos în natura păcătoasă a fost atât de, sau lupta aceasta a fost atât de grea, încât, vedem în Ghețimanii, spune Sora White, aproape a fi murit. A fost o luptă până la sânge cu păcatul. Tată, dacă este posibil, să nu beau acest pahar. Dar nu cum vreau eu. De multe ori întreb întrebarea aceasta. A fost voința Domnului Hristos în Ghețimanii, în opoziție, împotriva voinței Tatălui? Ce credeți? Da, a fost. Voința umană. Așa, spune. Din moment ce el s-a rugat ca, totuși, dacă este cu putință, natura lui spunea să nu meargă acolo. Da. Dar el a ales prin asta să asculte mai mult de Dumnezeu decât de voința lui. Și în felul acesta a putut pune capăt păcatului sau ispitei. Corect. Dar nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Exact. Adică ce vrea el? El vrea să nu meargă la cruce. Și sora White chiar afirmă acest lucru. Natura umană nu l-ar fi dus pe Domnul Hristos pe cruce. Nu vreau pe cruce. Tata, dacă e posibil, îndepărtează acest pahar. Să nu mă duc la cruce. Dar dacă asta este singura cale pentru mântuirea omului,
să nu fie cum vreau eu, să fie cum vrei tu. Și acest lucru a fost o luptă pentru el, pentru că știa că acest lucru, răstignirea pe cruce, va însemna o despărțire de Tatăl. El trebuia să guste moarte pentru fiecare om. Deci a fost o luptă. Și lupta aceasta nu a fost doar în Ghețimani, ci întreaga lui viața a fost o luptă. Bun, haideți să citim acum următorul citat din Spiritul Profetic, în care Ellen White iarăși vorbește despre aceeași adunare. Următorul de citit. Fără remină. În sabat, după amiază, multe inimi au fost mișcate și multe suflete au fost hrănite cu pâinea care vine din cer. Domnul s-a apropiat foarte mult și a convins sufletele de marea lor nevoie de harul și dragostea sa. Noi am simțit nevoia să-L prezentăm pe Hristos ca pe un mântuitor care nu este departe de noi, ci la o întindere de mână. Da. Noi, adică se referă la ea, la Jones și la Wagoner. Am simțit nevoia să-L prezentăm pe Hristos ca pe un mântuitor care nu este departe de noi, ci la o întindere de mână, adică foarte aproape. Ce credeți? La ce se referă când spune la o întindere de mână? Distanță de o rugăciune. De o rugăciune. Ok, dar în legătură cu subiectul pe care îl avem, ce înseamnă să fie atât de aproape de noi? Este foarte aproape. Din moment ce poți să întinzi mâna, e tangibil. Nu e ceva undeva departe în care nu poți să ajungi. Dacă natura lui umană ar fi așa cum era Adam înainte de căderea în păcat, ar fi aproape? Adică, dumneavoastră ne întrebați ce înseamnă din punct de vedere al faptului că ne înțelege. Acum înțeleg întrebarea. Da, da, da. El ne înțelege și are milă pentru că a trăit viața pe care noi o trăim și a fost ispitit în toate ca și noi. Corect. Deci dacă ar fi luat natura lui Adam de înainte de căderea în păcat, da, s-ar fi apropiat de noi, dar nu chiar atât de aproape. Ar fi stat o distanță. Dar luând natura noastră exact așa cum este ea și trecând prin ispitele exact cum le avem noi, în toate lucrurile ca și noi, El a venit atât de aproape ca noi, devenit unul dintre noi, adică fratele nostru mai mare, nu? La întindere de mână. Citim mai departe. Cine citește? Eu când spun citim mai departe, poate mi-ați ridicat mâna. Nu trebuie să întreb pe cine citește. Sora Alina. Cheia înțelegerii soliei de la 1888 se află în fraza: un mântuitor care nu se află departe de noi, ci la o întindere de mână. Cel care este calea, adevărul și viața s-a făcut cunoscut omenirii ca fiind la o întindere de mână. Emanuel, Dumnezeu cu noi. Da. Matei 1:23, da. Cheia înțelegerii acestei solii, esența soliei, este faptul că Domnul Hristos a venit atât de aproape de noi, încât putem să-L prindem, dacă întindem mână, îl prindem. Știți că astăzi, în mișcarea adventă, nu mai există un punct de credință despre natura umană a lui Hristos. De ce? De ce crezi că nu există un punct de credință în care să scrie clar Domnul Hristos a luat natura noastră căzută, păcătoasă, a fost ispitită în toate lucrurile ca și noi? Este biblic. De ce nu avem un punct de credință despre acest lucru? Aveți o idee? Pentru că nu se mai crede în biruirea păcatului. Mm-hmm. Pentru că astăzi în biserică, din păcate, nu avem unitate în ceea ce privește acest subiect. Undeva de la 1950, anii 50, după ce adventiștii au avut întâlniri cu câteva reprezentanți evanghelici și după ce a fost publicată o carte pe nume Întrebări de doctrină,
Biserica Adventistă, din păcate, a introdus o nouă teologie, adică Domnul Hristos nu a fost ca noi. A luat natura fără păcat, necăzută. Astăzi, în biserică, sunt două curente. Din păcate, majoritatea, de câte știu, majoritatea teologilor, cred că natura lui nu a fost ca a noastră. Sunt și cărți publicate de editură în care se spune acest lucru. Din fericire, avem și teologi care susțin poziția lui John Schwagoner și a pionerilor și biserica, nu știu cine a citit istoria adventismului, biserica aproape a ajuns la rupere din cauza acestui subiect, până când s-a decis să nu adopte biserica o poziție oficială, ci fiecare să aibă dreptul să creadă cum consideră că este corect. Sora Lina. Vreau să spun că, într-adevăr, la nivel oficial sunt adoptate, așa cum ziceți, două, dar și conform cu lecțiunea pe care o studiem în prezent, să zic așa că biruiește acest crez că Domnul Iisus Hristos nu a luat. Nu știu, probabil frații au citit și din și lecțiunea. Eu nu am citit lecțiunea, nu știu. Eventual, poate mâine facem și următoarea lecțiune, dacă sunteți de acord. Dar asta discutăm mai târziu. Fate, Ovidiu? Da, sora Lina, mai întâi să termină. Vreau să spun acest lucru, că, din păcate, directiva este aceasta. Din cât eu am înțeles din lecțiune. Mm-hmm. Bun. Fate, Ovidiu? Un mic detaliu aici lipsește, probabil l-ai omis. Spune așa, Emanuel, Dumnezeu cu noi, nu doar cu el, ci și cu noi. Da, n-am vrut să repet iarăși, am schimbat și cuvântul omenirii, acolo scrie altceva, dar așa este. Deci Emanuel, nu doar cu Dumnezeu, nu doar cu el, adică și cu noi. Așa scrie, da, e ok. Mergem mai departe. Cine este Iisus Hristos? Și acum vom citi mai multe citate scrise de Wagoner, să vedem cum el a descris acest subiect, adică natura umană lui Hristos. Cine citește următorul paragraf? El ni se prezintă prin solia din 1888 într-un mod deosebit. Iar umilitoarea istoria soliei din 1888 demonstrează marea controversă dintre Hristos și Satana. Faceți ca Hristos să fie prezentat în plinătatea sa și Satana se va ridica imediat să se opună. Da, deci atunci când adevărul este prezentat, cu siguranță va veni și opoziție. Satana nu va permite niciodată ca adevărul să fie prezentat în fața poporului fără ca el să facă tot ce este posibil să oprească această predicare. În diferite moduri, dar el va lupta totdeauna ca adevărul să nu ajungă la oameni. Uite că au reușit peste 100 de ani, de la când a începutul Marii Strigării, el a reușit să îndepărteze de la noi această binecuvântare până astăzi. Și încă nu știm când vom primi Marea Strigare, nu? Deci este lucrarea lui. Ce a făcut de fapt Satana? A făcut ca oamenii să creadă că au primit solia, că ei cred în neprihănirea lui Hristos și că totul este în regulă. Poate avem alte probleme, poate nu avem fapte suficiente, poate nu știu ce, dar în ceea ce privește solia neprihănirii lui Hristos, aici nu e nicio problemă. Și oamenii merg mai departe, neînțelegând că, de fapt, aici este problema. A primi neprihănirea lui Hristos înseamnă a termina cu păcatul. Citim mai departe. Citesc eu. Da. A fost Hristos cu adevărat în toate lucrurile ispitit ca și noi, din exterior ca și din interior,
sau a fost el atât de deosebit de noi, încât nu putea simți ispitirile noastre interioare? Putea simți el așa cum simțim noi? A fost el cu adevărat și în realitate om? A fost el ispitit așa cum suntem noi ispitiți? Bun, sunt câteva întrebări. Acum, înainte să mergem mai departe, ar fi bine să ne gândim. A fost Domnul Iisus Hristos chiar ispitit ca și noi, adică din exterior și din interior? Ce credeți, dacă ați studiat acest subiect, ce înseamnă a fi ispitit din exterior? De exemplu, Adam în grădina Edenului, de unde a fost ispitit? Din exterior. Așa. Noi cum suntem ispitiți după cădere? Și dintr-una și din cealaltă. Așa. Și. Ce înseamnă a fi ispitit din interior? Adică... avea natura păcătoasă. Adică așa. Lucrurile păcatului se dezvoltă în interiorul nostru și prin natura noastră dăm lucrurile afară. Spune că din inimă ies toate lucrurile acestea rele, spunea Mântuitorul în Matei. Adică toate păcatele vin din interior, adică se nasc în interiorul, în mintea noastră, în așa, adică cochetăm uneori cu acest păcat. Deci este ceva în interiorul nostru, adică în natura noastră, care este în opoziție cu legea lui Dumnezeu. De acord? Da. Care luptă împotriva legii lui Dumnezeu. Este ceva cu care ne naștem. Știți, există o... Cum? Firea pământească. Da. Există o lege a eredității. Adică copiii moștenesc slăbiciunile și înclinațiile părinților. Acum, Pavel vorbește acolo despre Romanii, capitolul 7. Nu? Cunosc legea lui Dumnezeu, dar văd în mine o altă lege. Și ceea ce vreau să fac, nu reușesc, nu pot. Așa spune Pavel. Adică ceva îl ține, el nu poate să facă ceea ce dorește. Vreau să vă întreb acum. Credeți că Domnul Hristos, în natura sa pe care a moștit-o de la Maria, natura sa umană, a avut această lege a păcatului sau această tendință, înclinație spre ceva care este în opoziție împotriva legii Dumnezeu, cu care trebuia să lupte? Adică a fost Domnul Hristos ispitit doar din exterior sau a fost ispitit și din exterior și din interior? Sora Alina. Da, eu cred că a fost ispitit și din interior și din exterior. În primul rând ne spune și Biblia și Spiritul Profetic și nu ar fi putut să ne fie nouă garant dacă nu... Deci dacă nu ar fi fost la fel ca și noi. Cred că Satan ar fi fost primul care s-ar fi ridicat și ar fi zis, tu nu lupți corect. Da. Nu poți să fii pentru ei dacă tu nu duci lupta lor. Dar am și o întrebare, într-adevăr, acum am înțeles mai bine, pentru că eu m-am gândit că și în inima lui Lucifer și în inima lui Adam s-a născut, tot în inima lui s-a născut păcatul. Chiar dacă nu l-au avut înainte. Tot în inimă și în minte. În minte, da. Deci, când zic în inimă, mă refer la păcatul. Da. E diferență între faptul că ei nu aveau natură păcătoasă ca noi, oamenii, pentru că spune Biblia că, de exemplu, despre Adam și Eva, că au fost făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar Adam a născut oameni după chipul fiii lui, după chipul și asemănarea lui. Dar eu cred că și la început, păcatul tot în mintea lor s-a născut. Da. Asta vreau să spun. Deci nu numai că au fost ispitit, acum Lucifer a fost ispitit din afară de ce? Tot în inima lui, spune, i s-a îngânfat inima pentru că a uitat cine este Dumnezeu și că tot ce avea și frumusețea lui l-a făcut să... Deci ei nu aveau nicio înclinație
spre neascultare. Sigur, sigur, dar ei de au, acord, permis, au permis minții, au îngăduit minții lor să, să se ocupe cu lucruri interzise, greșite. Și a dat drumul păcatului. Da, deci chiar și într-o stare de neprihănire, de asta spune că inima e nespus, inima, mintea, e nespus de înșelătoare și rea. Da. Poate Lorin are mâna ridicată. Da, vreau să menționez un lucru și anume, ba, Satana a fost ispitit din afară. Și anume, în ce fel, ca să nu fiu înțeles greșit, a văzut că nu este tratat egal, a văzut maestatea lui Hristos, a văzut faptul că îi se închină toată lumea și el este comandantul suprem și a poftit la lucrul ăsta. Chiar dacă a venit dinăuntru, întâi a văzut lucrurile astea. Adică a văzut cum se comportă cerul cu el, tatăl cum se comportă cu el și cum se comportă cu Satana. Deci el a văzut lucrurile astea. Și după aceea s-a născut în inima lui invidia. Asta am vrut să spun. Da, păi Satana și Adam au fost spitiți din afară, dar nu din interior. Uite, să citesc un citat de Ellen White. Este citat care apare în următorul capitol, dar vreau să citesc acum, în care face clar că Domnul Hristos a fost spitit din interior. Spune așa, creștinul trebuie să-și dea seama că el nu-și aparține. Cele mai puternice ispite vor veni din interiorul lui, căci el trebuie să lupte împotriva înclinațiilor inimii firești. Domnul cunoaște slăbiciunile noastre. De unde cunoaște? Este un alt citat, care nu este aici, spune cunoaște din propria sa experiență aceste slăbiciuni. Adică dacă noi suntem ispitiți și cele mai puternice ispite vin dinăuntru, Domnul cunoaște din experiența proprie aceste ispite, aceste experiențe. Ce înseamnă că și el de asemenea a fost ispitit ca și noi. Frate Lorin, vrei să spui ceva sau ai uitat mâna ridicată? Nu mă scuzați, am uitat-o. Ok. Vom merge mai departe și va fi și mai clar, mai ales și următorul capitol care avem paragraf în Spiritul Profetic. Haideți să mergem următorul paragraf. Cine citește? Sora Gina. Cheia inițială a problemei o avem în afirmația lui Ellen White la acea adunare. Să se închidă microfoanele. Da, e gata, e închis. Deci, cheia inițială a problemei o avem în afirmația lui Ellen White la acea adunare din 1889, și anume că Hristos a fost descoperit în solie ca cineva la o întindere de mână. Ca cineva la o întindere de mână. Când afirmă că noi am simțit nevoia de a-l prezenta astfel, Ellen White se alătură cu toată inima lui Jones și Wagoner în prezentarea lor. Bun. Și următorul? Nu, este un citat din Spiritul Profetic acum. Aceasta a fost ceea ce a impresionat sufletul ei în timpul acestei lucrări de redeșteptare. Și studenții și profesorii l-au privit pe Hristos. Aceasta era îndreptățirea prin credință autentică, căci ea spune mândria inimii și răstignește eu-ul. Ce este îndreptățirea prin credință? Este lucrarea lui Dumnezeu de a arunca în țărână slava omului și de a face pentru om ceea ce aceasta nu poate face pentru sine. Este definiția, cea mai bună definiție despre îndreptățire prin credință. Trebuie să nu uităm acest lucru. Este lucrarea cui? Lucrarea lui Dumnezeu. Îndreptățirea prin credință este lucrarea lui Dumnezeu. Și sunt două pași. Care este primul pas? De a arunca în țărână slava omului. Așa. Ce înseamnă, ce este slava omului? Eul nostru.
Așa. Deci până când eu nostru nu este aruncat în țărână, Dumnezeu poate face pentru noi ceea ce nu putem face noi? Adică nu. Ne poate da biruința asupra păcatului? Nu. Deci primul pas, cel mai important lucru este ca eu nostru să fie aruncat în țărână. Ce înseamnă să fie aruncat în țărână? Să moară. Să moară, așa. Deci până când eu trăiește, este imposibilă biruința asupra păcatului. Și un lucru la care trebuie să ne gândim când studiem acest subiect este cum aruncă Dumnezeu euul nostru în țărână. Prin anumite încercări, împrejurări. Da, sunt, putem spune, sunt mai multe metode prin care Dumnezeu lucrează. Unul este prin descoperirea adevărului despre Domnul Hristos și natura Lui. Noi citim în Scriptură că Domnul Hristos spune, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. De multe ori noi spunem, nu cum vrei tu, ci cum vrem noi, nu? Și noi când vedem că însăși Domnul Hristos, Fiul Dumnezeu, care era egal cu Tatăl, nu i-a fost... nu știu, nu rușine, nu i-a fost ceva rușinos să-și răstignească euul, atunci de ce pentru noi să fie atât de greu să facem acest lucru? Adică, cum să vine cineva și da pe o palmă? Ce înseamnă să acum euul tău să fie mort? Este o mână ridicată, nu știu cine e cu... Da, am văzut, nu e nicio problemă, dar hai să mergem până la aceasta. Deci vine cineva și îmi dau palma. Ce înseamnă, dacă eu meu este mort, cum vă răspunde eu? Bine, dacă vrea să răspunde sora, cred că Roxana, la această întrebare poți să răspunzi. Trebuie să dea microfon, adică să deschidă microfonul. Da. Nu știu, nu ne aude poate. Sora Roxana, microfonul. Eu cred că e Florin. Frate Florin, nu știu, Redmi. Dacă, nu știu, eu știu că sora Roxana a fost cu acest număr. Ok, până va răspunde... A deschis microfonul. Dar nu se aude. Nu știu, ok, nu mergem mai departe. Da. Haideți să vedem acum ce am întrebat. Am întrebat, deci, dacă cineva mă lovește, dacă eu meu este mort, cum vei reacționa eu? Îi voi da și celălalt obraz. Așa. Dacă eu meu nu este mort? Sar la bătaie. Așa da. Este. Deci, întorci și celălaltă parte. Nu se înțelege nimic. Deci, sora nu aveți semnal bun. Da, ce vreau să spun este, atunci când noi privim la Domnul Hristos, a fost bătut. Adică Domnul Slavei, Fiul Dumnezeu din cer, nu a lăsat ca euul lui să se înalțe, să răspundă și el la violență cu violență. Atunci când privim la el și el a fost bătut, a fost cuipat și nu a răspuns. Și noi, pentru o mică jignire, imediat ne supărăm, nu ne lovit nimeni. Ne-a spus un cuvânt și nu vorbim luni întregi între noi. Atunci când privim la Domnul Hristos, slava noastră, euul nostru trebuie să fie aruncat în țărână. Pentru că Domnul Hristos, dacă a putut să facă acest lucru, atunci cine suntem noi să nu facem? Frate Ștefan? Mă gândeam la natura Domnului Iisus Hristos și natura mea, natura noastră păcătoasă. Din interiorul meu, ținând cont că în sângele nostru, în sângele meu, curge virusul păcatului, eu tind ca păcatul, precum copiii, când se nasc din pântecele mamelor,
tind să meargă către rău. Spui copilului, nu te duce la priză, nu te duce să pui mâna la plită, pe plită, și el tot acolo se duce. Așa și noi, faptul că suntem îndemnați de cel rău, de păcat, suntem îndemnați să ne cerem dreptul nostru. Pentru că noi tot timpul hrănim propria noastră persoană. Plus că noi avem două persoane. Una care Dumnezeu ne cheamă, gândul veșniciei, și o altă persoană a păcatului, care păcatul caută să-și ceară dreptul din viața mea. De exemplu, eu dacă sunt neîndreptățit într-un subiect spiritual, caut să cumva să fie dreptate și între mine și între acea persoană care mă contrazice. Dar dacă eu sunt înțepat, ocărât și umilit și viața mea nu este predată tot timpul, zilnic, conectată cu Dumnezeu, automat eu tind să-mi cer dreptul meu de păcătos. Pentru că demnitatea mea nu vreau să fie încălcată. Cred că m-am făcut înțeles. Da. Păi da, asta mulțumesc. Este... Când ai zis, demnitatea mea nu vreau să fie călcată, este eu nostru. Și Dumnezeu nu poate să facă nimic pentru noi până când acest eu sau demnitate trăiește, până când este în fața noastră. Mă scuzați puțin. Da. Noi, de regulă, noi avem două identități. Identitatea cerului, personalitatea cerului și personalitatea acestui pământ. Orgoliu, ambiție și așa mai departe. Noi pe măsură, pe durata acestei vieți pe pământ, noi să deosebim aceste două demnități pe care să le hrănim. Hrănesc demnitatea spirituală sau hrănesc demnitatea umană, pământească, păcătoasă. Capul meu, mintea mea, mintea noastră, creierul nostru, să fie cucerit de gânduri dumnezeiești, prietenești, frățești, gânduri bune. Dacă cineva îmi dă o palmă, cum s-a spus, gândul meu să fie un gând de prietenie. Omule, mi-ai dat o palmă, mă doare. Te rog frumos, dacă nu ți-am făcut nimic, spune Domnul într-una din Evanghelii, de ce dai în mine dacă nu ți-am greșit cu nimic? Instinctul nostru uman este să reacționezi către un alt instinct. Ai dat, îți dau. Mi-ai făcut-o tu, ce-o voi face și eu, mă răzbun. Iar noi zilnic, faptul că ne-am luat angajamentul să urmăm ceea ce spune Domnul și calea către Domnul, este că noi vrem să ne șlefuim și să ne formăm un caracter de origine divină. Mulțumesc! Bun. Deci... Vreau să repet aici această definiție. Îndreptățirea prin credință are două pași, sau cum să numim. Prima este că Dumnezeu aruncă slava omenească, adică eul, în țărână, și acesta este cel mai greu lucru, pentru că, din păcate, eul acesta de multe ori iarăși apare. Luptă ca să învieze în fiecare zi și cred că fiecare dintre noi am simțit această luptă. Deci, personal pot să spun că nu am biruit complet, apare iarăși și iarăși,
Dar știți cum este, scrie Biblia clar, Dumnezeu a început lucrarea sa bună și trebuie să credem că o va duce până la sfârșit. Bineînțeles că dacă noi îi permitem acest lucru. Dar ce vreau să spun este că Dumnezeu nu poate face partea a doua până când partea întâi nu este terminată, adică eu nostru nu este nimicit. Partea a doua este Dumnezeu ne-a dat biruința completă asupra păcatului. Biruința asupra păcatului nu este lupta noastră, pentru că noi nu putem să biruim păcatul. Dar Dumnezeu ne dă prin faptul că ne face partaj de natura Lui, Duhul Dumnezeu lucrește în noi, și puterea lui Dumnezeu este suficientă ca păcatul să fie ținut în stăpânire, adică să nu apare în viața noastră. Bun, mergem mai departe. Următorul paragraf. Să aruncăm o privire la un exemplu simplu și concis al soliei lui Jones Wagner asupra neprihănirii lui Hristos, în asemănare cu trupul păcătos. Wagner explică ce a crezut el înainte și după conferința din 1888. Bun. Haideți să vedem acum cum Wagner explică acest subiect despre natura umană lui Hristos. Citim un paragraf mai lung scris de Wagner. Cine vrea să citească? Se poate eu? Da. Mi-au fost înaintate două întrebări și aș vrea să le citesc acum. Una dintre ele este aceasta. Acel lucru sfânt născut din Fecioara Maria a fost născut în trup păcătos și a avut acel trup aceleași tendințe rele ca ale noastre. Da, deci așa cum noi discutăm acum și uneori anumiți oameni vin cu o întrebare referitor la natura lui Hristos, la fel și Wagner a primit scrisori, a primit probabil și personal întrebări referitor la acest subiect. Dacă Domnul Hristos a fost cu același trup, a fost născut cu trup ca al nostru, având tendințe, aceleași tendințe rele ca ale noastre. Adică tendințe cu care ne naștem și noi. Haideți să vedem care este răspunsul lui. Citește, sora Emilia, că e același citat. Acum, eu nu știu nimic despre problema aceasta, afară de ceea ce citesc în Biblie. Dar ceea ce citesc în Biblie este așa de clar și lămurit, încât îmi dă o speranță veșnică. Se auzeau voci, amin. Am avut și eu perioade de descurajare, deprimare și necredință, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că au trecut. Lucrul care ani de zile m-a făcut să mă descurajez după ce la fel de zelos și conștiincios ca alții, am încercat să-i slujesc lui Dumnezeu, lucru care m-a făcut să renunț în sufletul meu și să zic... Ok, vom citi mai departe, dar mai întâi să ne oprim aici puțin. Wagner este destul de sincer și onest, încât recunoaște că a avut și el perioade de descurajare, deprimare și necredință. Momente când, așa cum Pavel descrie în Romanii capitolul 7, dorește să-i slujească Dumnezeu, dar nu merge ceva, nu? Vreau să fac binele, dar fac rău. Vreau să vă întreb, ați trecut prin astfel de experiență? Știu ce este bine. Știu ce este bine. Promit, uite, seara mă rog, Doamne, nu vei face. Și după câteva zile, iarăși vine o încercare și iarăși fac. Uite, Vacu îmi descrie că și el a avut același experiență ca și noi. Am citit despre cineva, nu vreau să vă spun numele, un frate care chiar a crezut că biruința asupra păcatului este posibilă. Și că ultima generație va trăi fără păcat. Dar, având experiența lui de încercări, de a sluji Domnului fără păcat, de a lupta împotriva ispitelor și iarăși cădere, fratele respectiv a zis nu se poate.
Și astăzi omul acesta predică că nu se poate trăi fără păcat. De ce? Pentru că în experiența lui, el nu a văzut acest lucru. Zice, nu se poate. Eu atâția ani m-am încercat, nu se poate. Aici este pericolul. Chiar dacă nu am ajuns la o viață fără păcat, problema este că de multe ori lupta împotriva păcatului este a noastră, nu este a Domnului. De asta ne reușim. Pentru că eu nostru încă nu este mort. Și Dumnezeu nu poate lucra. Dar să nu ne descurajăm, pentru că Pavel în Romanii, capitolul 7, am amintit de 10 ori aceste versete, este o perioadă de timp încât ajunge la o stare de disperare. Doamne, cine mă va ajuta? Și atunci eu lui a murit și Domnul a putut să lucreze. Să nu uităm, Biblia și Spiritul Profetic și Solia 8 spun foarte clar că păcatul poate fi biruit și ultima generație va trăi fără păcat. Chiar dacă în viața mea nu am reușit, chiar dacă în viața mea încă am căderi, să nu ne permitem să ajungem la concluzia, cum a făcut acel frate, că nu este posibil. Și începem să predicăm, fraților, nicio problemă, până vine Hristos vom păcătui. Nu! Rugați-vă mai departe și cu siguranță, dacă chiar doriți acest lucru, Dumnezeu vă va duce pas cu pas până la euul vostru să fie total mort, adică aruncat în țărână, și atunci El va face lucrarea aceasta. Biruința asupra păcatului este posibilă și El va demonstra printr-o generație de oameni, printr-o rămașiță, care într-adevăr vor fi nu doar pentru oamenii priveliște, ci pentru întregul univers. Și atunci marea luptă se va termina. Haideți să vedem acum unde a ajuns Wagoner în experiența lui, adică zice că a ajuns aproape să renunță, că este posibil acest lucru, și a zis, haideți să vedem ce a zis, în sufletul său, da? Citește, nu știu, Sora Emilia, este paragraful pe care l-a început tu. Da, n-are niciun sens. N-are niciun sens. Nu pot, a fost conștiința într-o anumită măsură a slăbiciunii proprii mele firi și gândul că acei oameni care, după părerea mea, făceau binele și acei bărbați sfinți despre care citesc în Biblie erau construiți diferit de mine, astfel încât ei pot face binele. Am descoperit prin multe experiențe triste că nu pot face nimic altceva decât rău. Da. Exact ce am vorbit mai devreme. N-are niciun sens. Nu pot. Vreau să vă întreb, haide că nu prea vorbiți. Ați ajuns și voi la uneori să spuneți, nu se poate. Nu mai pot. Uite că cineva mă jignește, nu, știu că nu trebuie să răspund, știu că nu trebuie să mă cer. Dar uite, nu pot, nu reușesc. Da? Nu e numai o dată. Da. Se întâmplă în fiecare zi lucrul ăsta, pentru că eu personal și la ea mă gândesc și eu și am fost pus în situația, Doamne, eu vreau să scap de păcat, dar cum fac lucrul ăsta? Cum să ajungi să scap de păcat? Și asta e întrebarea în fiecare zi care o pun. Și mă gândesc la Pavel, cum spunea, mă chinui să fac binele și numai răul fac. Adică încerc să fac binele și iese numai rău. Rău stă lipit de mine. Da, mi-am propus ca să fac anumite lucruri, nu vreau să le înșir, adică să mă ambiționez măcar, să zic, bă, nu mai fac, nu mai vreau să fac și gata. Termin lucrul ăsta și nu mai fac. Problema este alta. Fiind în firea mea și mai depinde și de obișnuința noastră. Dacă eu, și vă dau un exemplu, cu toate că eram cu numele adventist, lucram cu cineva și omul ăla nu putea, deci la două, trei cuvinte, el trebuia să înjure. Vreau să vă spun că după o perioadă de timp, după o lună de zile, înjuram mai rău ca el. Deci înjuram mai tare decât omul ăla. Ce vreau să spun de lucrul ăsta? Cu cine stai și cu ce te hrănești, cu aia devine obișnuință. De aceea, da, totul depinde de Dumnezeu, dar trebuie ca și noi să vrem cu adevărat un lucru. De-aia Pavel spune că
câștigul, că fiecare, mulți aleargă, dar numai unul ia locul întâi. Nu toată lumea ia locul întâi. De aceea îmi dau și eu toată silința. Adică nu stau cu mâinile în buzunar, Doamne, nu se poate, nu am cum să birui păcatul, am încercat, în ghilimele, și nu se poate. Și atunci, dacă nu se poate, asta e, ce vrei să faci, aia vei face. Da, mi-a fost gândul ăsta în cap. Doamne, chiar nu pot să mă schimb? Chiar ești mai slab decât Satana? Adică Satana atât de ușor poate să mă vrăjească și atât de ușor mă face să păcătuiesc. Tu ești mai slab ca Satana? Chiar nu se poate, n-ai putere să mă schimb? Și m-am certat cu Dumnezeu în halul ăla. Și m-am certat în ghilimele. Am început să vorbesc cu Dumnezeu în felul ăsta. Doamne, chiar nu pot să mă schimb? Atât ai... Eu cred în puterea ta. Tu ai făcut cerurile, pământul și tot. Și uite că totuși Dumnezeu are anumite... are planul său și așteaptă cu fiecare. Poate că nu ești pregătit. Nu știu, așa cum s-a zis. Eu sper și eu cred. Și sper că acea zi să se împlinească și cu mine, în care să nu mai păcătuiesc. Și bineînțeles cu fiecare parte. Atât am vrut să spun. Da, deci ceea ce Wagner descrie aici este exact acel om pe care Pavel îl descrie în Romani. Vreau să fac binele, dar nu pot. Haideți să citim mai departe. Următorul recitit. Știu că fratele Ștefan vrea să citească, dacă... Ok. Care e fratele Ștefan? Ștefan Gabor. Da, ok. Aș vrea să-i spun acestui frate care pune mesajele acestea insistente aici. Vom răspunde la sfârșit. Studiul acesta oarecum relaționează cu acelea. Dar haideți să punem acele întrebări la sfârșit, să nu fie supărat. Ok. Frate Ștefan, citește. Vă întreb dacă Iisus Hristos, care a fost ales de Tatăl să fie Mântuitor, care a venit aici să-mi arate calea mântuirii, singurul în care există nădejde, dacă viața lui aici, pe pământ, a fost o închipuire, atunci unde este nădejdea? Dar, veți zice dumneavoastră, această chestiune reprezintă chiar opusul faptului că viața lui a fost o închipuire, căci ea presupune că el a fost cu totul sfânt, așa de sfânt încât niciodată n-a avut un lucru rău împotriva căruia să lupte. Da, sper că ați înțeles. El pune o întrebare, dacă viața Domnului Hristos, lupta lui, a fost doar o închipuire. Adică, ideea este dacă a luat natura fără păcat și nu a avut același luptă ca și noi, atunci unde este speranța, unde este nădejdea? Și aici o voce, Ștefan nu a citit, o voce din public zice, s-a dus. Pentru că noi avem nevoie de cineva care să ne arate calea de biruință prin natura umană păcătoasă, nu prin altă natură. Noi nu avem nevoie de un înger să ne arate cum se trăiește viața sfântă. Nu avem nevoie de un om dintr-o lume necăzută să ne arate cum se trăiește viața sfântă. Avem nevoie de cineva care are exact natura noastră, slăbiciunile noastre, ispitele noastre, luptele noastre. Mai departe, frate Lorin? Da, nu vreau să citesc că conduc, vreau numai să spun un singur lucru. Aici și intervine ceea ce menționam mai devreme, și anume faptul că noi nu credem, adică zic în noi, zic în ghilimele, că sunt unii poate care cred, dar care nu cred, faptul că Hristos a fost ca noi. De aceea când spune, păi noi trebuie să ne comparăm cu Iisus, păi da, dar ce eu sunt Iisus? Ce eu am... am puterea lui, am... Domnul Hristos a fost special. Cum să fac eu același lucru? Nu se poate așa ceva. Dar uite că se poate și ne îndrumă la lucrul ăsta, că se poate. Și având încredere în el, nu știu cum se va produce acest lucru, dar într-o bună zi se va putea. Numai să ne pierdem încredere. Asta am vrut să spun. Deci, sora mai spune clar că Domnul Hristos nu a folosit nicio putere pe care nu putem să o avem noi. Adică puterea prin care el a biruit este puterea pe care și noi putem să o avem. De aceea el spune în mesajul său în Apocalipsa, cel care l-a biruit așa cum am biruit eu. Cum putem birui ca el dacă nu avem același putere?
Dumnezeu ne-a promis exact puterea prin care Domnul Hristos a biruit, exact puterea aceasta să o avem și noi, prin credință. Bun, citim mai departe citatul. Următorul de citit. Tocmai la aceasta mă refer și eu. Citesc că El a fost în toate lucrurile ispitit ca și noi, dar fără păcat. Citesc că El se ruga toată noaptea. Citesc că El se ruga cu așa agonie încât picături de sudoare ca sângele cădeau de pe fața sa. Dacă toate acestea nu erau decât prefăcătorie, dacă totul nu era decât teatru, dacă a trecut prin toate acestea și în ele nu era nimic real, dacă nu a fost ispitit cu adevărat și El s-a prefăcut că se roagă, atunci la ce îmi folosesc mie toate acestea? Sunt lăsat mai rău decât am fost înainte. Da, deci iarăși același idee. Toate aceste lucruri au fost reale, adică rugăciunile sale, picături de sânge, dacă toate acestea erau adevărate, reale, sau doar se prefacea. Ideea că Domnul Hristos nu a luat natura noastră căzută face din toate aceste lucruri doar un teatru. Și atunci cu ce ne ajută? Cu ce ne folosesc aceste lucruri? Cu nimic. Nu avem nicio speranță dacă nu a fost chiar real ispitit ca și noi. Haideți să citim următorul paragraf. Dar dacă există cineva și nu folosesc aceste dacă, cu nicio urmă, umbră de îndoială, voi zice deci, deoarece există cineva care a trecut prin toate acestea prin care eu nu voi fi niciodată chemat să trec, care a rezistat mai mult decât aș fi chemat eu să rezist vreodată. Voci din sală, zice amin. Dacă a avut ispitiri mai puternice decât cele cu care am fost confruntat, care a fost întocmit în toate lucrurile ca și mine, numai în împrejurări mult mai rele decât am fost eu. Și un ator mai departe? Care a fost confruntat cu toată puterea pe care diavolul putea să o exercite prin trupul omenesc și care nu a cunoscut păcatul atunci, inima mea poate tresălta de o mare bucurie. Iar voci din sală care spunea mie. Și ceea ce a făcut el în urmă cu 1900 de ani este a ceea ce el încă este capabil să facă, ceea ce face și cu toți cei care cred în el. Bun. Haideți să analizăm mai bine acest citat, pentru că din citit poate nu s-a înțeles. Adică Wagner spune, dacă cineva există, și spune, nu aruncă îndoială. Deoarece există cineva, se referă la Domnul Hristos, care a trecut prin toate acestea, prin care eu nu voi fi niciodată chemat să trec, care a rezistat mai mult decât aș fi chemat, eu să rezist vreodată. Adică el a fost ispitit ca și noi, dar el a fost ispitit mai mult decât noi. Dacă a avut ispitiri mai puternice decât cele cu care am fost confruntat, care a fost întocmit în toate lucrurile ca și mine, numai în împrejurări mult mai rele decât am fost eu, care a fost confruntat cu toată puterea pe care diavolul putea să o exercite prin trupul omenesc și care nu a cunoscut păcatul, atunci inima mea poate tresalta de o mare bucurie. De ce? Adică a fost ispitit mai rău decât mine, pentru că satana știa că de biruința lui Hristos sau înfrângerea lui depinde soarta omenirii. Sigur că el a fost ispitit mult mai rău decât noi și în toate aceste ispite nu a cunoscut păcatul. Atunci, de ce avem acest motiv de bucurie? Dacă el a trecut prin aceasta, atunci înseamnă că și noi putem trece, da? Cei care spun că biruința asupra păcatului nu este posibilă, de fapt, cum să zic, ei nu cred în Evanghelia. Pentru că ce a spus îngerul lui Maria când a vestit că va naște un copil?
El va mântui poporul său din? Amintiți? Din păcat. Din păcatele lor, da? Yeah. Nu doar de moarte, nu, suntem mântuiți, de păcat. Noi avem în primul rând un mântuitor din păcat, să nu mai păcătuim și, bineînțeles, un mântuitor de moarte, adică să trăim veșnic. Haideți să citim acum câteva puncte ce spune Wagoner în aceste citate, în aceste citate pe care le știți. Primul punct. Frate Ștefan. Hristos a fost cu adevărat ispitit ca și noi. El se ruga pentru că avea nevoie să se roage. Pardon, el se ruga pentru că avea nevoie să se roage. El a fost întocmai în toate privințele ca și mine, afară de faptul că el nu a cunoscut păcatul. El a întâmpinat toată puterea pe care diavolul putea să o exercite prin trup omenesc, prin ispite dinăuntru și din afară. Bun, sunteți de acord cu aceasta? Da. Ok, mergem mai departe. 2. Citește, Ștefan, tu. Și totuși, Hristos nu a cunoscut păcat și a demonstrat în trupul și viața sa o neprihănire absolută. Așa, și 3. Toți cei care cred în el vor cunoaște cu adevărat puterea sa de a mântui din păcatele lor. Dar, ca să fim corecți, să-l ascultăm pe Wagner ce are de spus mai departe, el continuă discutând punctul de vedere romano-catolic asupra naturii lui Hristos în trup. Bun. Ce credeți că Biserica Romano-Catolică crede despre Domnul Hristos în trup sau natura sa umană? A fost născut printr-o miracol al Mariei. Așa. Și a fost, cum îi zice, o concepție extraordinară, imaculată. Imaculată, așa. Și ce natural avea Domnul Hristos? Necăzută în păcat, una sfântă. Deci adventiștii care cred astăzi că natura lui Hristos a fost fără păcat, ce concepție au? Se inspiră de aici. Adică concepție romano-catolică. Da. Bine, doctrina romano-catolică e mai mult decât faptul că Domnul Hristos a luat natura fără păcat. E mai departe. Ai mintit puțin mai devreme despre concepția imaculată. Adică nu doar Domnul Hristos a avut natura fără păcat, ci Maria de asemenea a avut natura fără păcat. Da, ea este mama lui Iisus, ea trăiește acum. Pentru că Domnul Hristos trebuia să fie născut fără păcat, fără natura fără păcat. Atunci mama lui trebuia să aibă natura fără păcat. Dar acum vă întreb, ca Maria să aibă natura fără păcat, mama ei cum trebuia să fie? De asemenea. Tot la fel. Și atunci mergem înapoi, mama, la fiecare mamă, mama, și îi ducem la cine? La Eva. La Eva. Atunci Eva, ce natură avea? Ca să o nască pe Maria fără păcat. Păi, conform acestei concepții, ajungem la o erezie. La erezie că nici nu există păcatul. Da. Asta spune eu, Wagner, să vedem acum. Haideți să citim paragraful. Poate citi cine dorește. Poți să citesc? Da. A fost Hristos, acel sfânt născut din Fecioara Maria, născut în trup păcătos? Ați auzit vreodată de doctrina romano-catolică asupra concepției imaculate? Și știți ce propune ea? Unii dintre dumneavoastră, probabil că auzind despre ea, ați presupus că Iisus Hristos a fost născut fără păcat. Dar nu aceasta este dogma catolică. Da, și mai departe? Doctrina concepției imaculate este că Maria, mama lui Iisus, a fost născută fără păcat. De ce? După cât se pare, pentru a-L mări pe Iisus, cu adevărat lucrarea diavolului este de a așeza pe o prăpastie uriașă, de a așeza o prăpastie uriașă între Iisus, Mântuitorul oamenilor, și oamenii pentru care a venit să-i salveze. Așa că niciunul
să nu poată trece la celălalt. Da. Deci știți, există chiar și printre adventiștii frații care nu s-au eliberat de aceste concepte romano-catolice. Adică Domnul Hristos trebuie să fie marit, prea marit, da? Și pentru mulți a spune că Domnul Hristos a luat natura păcătoasă este a înjosi pe Domnul Hristos. Ați auzit acest lucru? Eu am auzit. Ba chiar dacă spunem că a fost ispitit dinăuntru și din afară, adică dinăuntru, pentru mulți înseamnă că l-am făcut păcătos. Ba chiar unii care susțin că natura lui a fost după căderea în păcat, totuși nu merg până la capăt. Și când spunem că a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, spun nu se poate. Și găsesc tot felul de ispite despre care cred că Domnul Hristos nu a fost ispitit. Noi nu intrăm în discuția amănunte acum cum a fost ispitit. Citim în Scriptură foarte clar. A fost ispitit în toate, ca și noi. Ce înseamnă în toate? Este, cred că fiecare înțelege acest cuvânt. În toate. Nu în toate minus una. Nu în toate minus două. În toate. Toate ispitele el le-a trecut și nu a păcătuit în niciuna. Frate Ștefan, spune. Cred că ați explicat mai la început, dar totuși țin să precizez un aspect. Foarte mulți confundă termenii. Când spunem natură păcătoasă, ei imediat merg cu gândul la ideea că Domnul Hristos a păcătuit. Ei nu înțeleg diferența aceasta. Și cred că ar fi bine o clarificare pentru acest aspect. Da, Domnul Hristos a o natură care era predispusă oricând la păcat. O natură decăzută, predispusă la păcat. Nu o natură în care el a păcătuit, ci invers, care era predispusă la păcat. Da, noi vom discuta și data viitoare, am zis, continuăm acest capitol și următorul capitol avem mai mult despre profetic paragrafe și vom discuta mai mult despre acest lucru. Bun, hai să mergem mai departe să ne apropiem de sfârșit. Această prăpastie uriașă este prăpastie pe care o face conceptul romano-catolic. Este exact eroarea despre care a vorbit Ellen White în afirmația ei din martie 1889, în care spune că am simțit nevoia să o evităm. În 1901, Wagoner arată că înțelege natura opoziției față de solia de șoc. El continuă. Încă acest citat îl citim și după ce ne oprim. Cine vrea să citească? Sora Emilia, văd că microfonul deschis. Sau Roxana? Okay. Trebuie să decidem fiecare dintre noi dacă am ieșit sau nu din Biserica Romei. Sunt foarte mulți care nu au ajuns la această înțelegere, dar eu sunt convins de un lucru, că fiecare suflet care se află în această seară aici dorește să cunoască calea adevărului și neprihănirii, adunarea, amin. Și că nu este nimeni aici care, în mod inconștient, să se agațe de dogmele papalității și care nu dorește să fie eliberat de ele. Da, noi cu siguranță fiecare dorește să fie eliberat de Biserica Romei. Dar este foarte posibil, dacă nu înțelegem aceste lucruri, inconștient să nu fim ieșiți din Babilon. Da? Adică dacă credem că natura lui Hristos a fost diferită decât a noastră, suntem încă în Babilon. Asta spune el aici. Ok, mai departe. Următorul, cine citește? Sora Emilia. Nu observați că ideea după care trupul lui Iisus nu a fost ca al nostru, deoarece știm că al nostru este păcătos, implică în mod necesar ideea concepției imaculate a Fecioarei Maria? Observați, în el nu era păcat, ci taina lui Dumnezeu manifestată în trup,
manifestarea perfectă a vieții lui Dumnezeu în puritatea ei desăvârșită, în mijlocul trupului păcătos, adunarea, amin. O, aceasta este o minune, nu-i așa? Mai departe? Presupuneți că pornim pentru o clipă de la ideea că Iisus a fost așa de deosebit de noi, așa de diferit față de noi, încât El nu avea nimic în trupul Lui cu care să se lupte. Era trup fără păcat. Atunci, bineînțeles, observați cum urmează în mod necesar dogma romano-catolică despre concepția imaculată. Bun. Mai departe citim. Dar de ce să ne oprim aici? Maria fiind născută fără păcat, atunci bineînțeles că mama ei a avut trup sfânt. Dar nu vă opriți aici. Trebuie să mergeți mai departe la mama ei și așa mai departe până ajungeți la Adam. Și rezultatul? Niciodată nu a fost o cădere în păcat. Adam nu a păcătuit niciodată și astfel, după cum vedeți, mergând pe această cale, găsim identitatea esențială dintre catolicismul roman și spiritism. Cred că este clar, da? Am vorbit mai devreme. Deci, conceptul acesta romano-catolic despre concepția imaculată ne duce în spiritism. Da. Adică și negarea căderii în păcat. Pentru că dacă un sfânt trebuie să fie născut de alt sfânt, înseamnă că primul om trebuia să fie sfânt, nu trebuia să fie căzut în păcat. Așa, mai devreme am amintit, după ce solia a fost respinsă și Dumnezeu a zis că rămâne mulți ani în pustie, prin 1900 chiar a apărut o mișcare în Biserica Adventistă, numindu-se Trup Sfânt, Holy Flesh, în care oamenii, dintr-o conferință indiană din America, credeau că au trup sfânt. Adică nu doar Hristos a avut natura fără păcat, ci ei de asemenea au fost transformați și aveau trup sfânt și nu mai păcătuiau. Și a fost un dezastru, a fost o confuzie, un Babilon adevărat acolo. Ok, citim mai departe. Același citat este. Sora Remina. Hristos a fost ispitit în trup, a suferit în trup, dar El a avut o minte care niciodată nu a consimțit la păcat. El a întărit voia lui Dumnezeu în trup și a întărit faptul că voia lui Dumnezeu poate fi făcută în orice trup omenesc păcătos. Orice trup, trupul dumneavoastră, trupul meu, este pregătit de Dumnezeu pentru a Hristos să poată face voia lui Dumnezeu în el. Da. Următorul paragraf spune așa, ideea simplă pe care Wagoner o prezintă aici este că ceea ce Hristos a împlinit biruind în trupul său pe pământ, El poate împlini în trupul tuturor celor care cred în El cu adevărat. Și eu zic să ne oprim aici, pentru că urmează un citat foarte lung, tot de Wagner, rămâne pentru săptămâna viitoare. În chat avem o întrebare și a fost o întrebare pusă pentru toți. Aș vrea să citesc acest citat și dacă este posibil în câteva cuvinte să răspundem la această întrebare. Deci este un citat din Mărturie, volumul 5, pagina 214, spune așa, nici unul dintre noi nu va primi vreodată sigiliul lui Dumnezeu atâta timp cât caracterele noastre au vreo pată pe ele. Nu ni s-a lăsat corectarea defectelor din caracterele noastre, curățirea templului sufletului de orice necurăție. Apoi ploaia târzie va cădea asupra noastră, așa cum a căzut ploaia timpurie asupra ucenicilor în ziua de Rusalii. Și este în mod special accentuată partea aceasta. Nouă, ni s-a lăsat corectarea defectelor din caracterele noastre. Curățirea templului sufletului de orice necurăție. Și întrebarea este cum explicați citatul acesta? Adică, probabil,
Pentru că noi am vorbit că neprihănirea sau îndreptățirea prin credință este lucrarea lui Dumnezeu. Cum sora Vai spune că nouă ni s-a lăsat această lucrare. Corectarea defectelor din caracterele noastre. Aveți vreo idee? Dacă se poate. Da, se poate. Fratele Vladimir, tu ești soțul sora Olea. Pacea Domnului. Eu înțeleg lucrul acesta într-un mod care și-l, tu ești, am început să-l practic, dacă pot spun așa. Noi ne ducem întâi înainte de a, tu ești, pot spun așa, din experiența care o am acum cu oamenii care sunt, întâi noi ne ducem, ne împrietenim cu fiecare oameni din fiecare când ne ducem, le aflăm durerile fiecărui om care este și pe urmă noi începem să-i propunem la om să ceva de Domnul și ceva ca să studieze și așa mai departe. Căci e scris, cine rămâne în el trebuie să trăiască și cum a trăit Iisus. Asta, nu știu, greșită, okay. Nu, dar așa o idee de-a mea. Ok, fiecare poate să spună ce crede că este bine la această întrebare. Mai este cineva care dorește să răspundă? Pot să spun și eu aici? Da, da. Este foarte adevărat ce spune acel pasaj, dar nu trebuie uitat că în același măsură lucrarea aceasta de a curăța păcatul nu ne aparține nouă. Deci nu trebuie să luăm doar acel citat și să-l prezentăm ca fiind o soluție. Pentru că soluția nu rămâne doar acolo, ci soluția o găsim că fără ajutorul divin, omenescul, lucrând cu divinul, nu vom birui niciodată aceste lucruri. Deci este adevărat, lucrarea ne este nouă, avem și noi o parte de făcut, dar nu numai aceasta. Noi trebuie să colaborăm cu Dumnezeu, pentru că dacă facem numai noi, s-ar putea să ajungem chiar în brațele celui care a greșit de la început, făcând voia sa. Cam atât am vrut să zic. Părerea mea. Sora Roxana? Da, deci, în primul rând, trebuie să, cel puțin la mine funcționează așa, eu nu știu cum funcționează la voi, dar de fiecare dată când cineva te jignește sau vorbește urât, eu tot timpul îmi spun în mintea mea, nu uita, Roxana, că tu ești moartă. Deci un om mort n-are cum să reacționeze, n-are cum să se supere, n-are cum să se zbășice, că nu există, el e mort. Și pentru mine asta mă ajută să-mi vizualizez în cap faptul că n-am nimic de spus, n-am nimic de... Adică pot să spun eu multe, dar vreau să zic fără să mă supăr, fără să așa. Și de la alte, deci la alte lucruri care mi-s mai grele, adică de exemplu să iubești pe cineva care e tare nesuferit, nu? Aici, de exemplu, nu mai reușesc, deci prin imaginație nimica, deci aici mă pun pe genunchi și rog pe Dumnezeu să mă ajute să-mi dea dragoste pentru persoana aia care e foarte greu de suportat, deci și să îmi dea dragoste pentru ea. Și mă rog intensiv până Dumnezeu văd că se mișcă ceva, nu? Și încep să nu mai am așa în inima mea anumite sentimente negative față de persoana aia. Deci sunt anumite lucruri unde pot să, cum să zic eu, să te gândești, nu reacționez, nu fac pentru că eu nu sunt nimeni, nu sunt un om mort, nu exist. Deci e o parte, adică cel puțin așa funcționează la mine, nu știu cum funcționează la voi, nu? Și de când am înțeles acest lucru, eu niciodată nu m-am mai supărat pe nimeni care m-a jignit. Poate să mă jignească cât vrea, că e egal, adică nu, pur și simplu nu mă deranjează. Înseamnă că ați biruit, sunteți biruitor. Ok, hai să mergem mai departe, fratele Ștefan Ardicană. Mie îmi place cum comentează sora White scena cu învierea lui Lazar, acea piatră care trebuia dată la o parte de mâini omenești. Spune sora White că puterea divină nu este chemată să facă ceea ce poate puterea omenească. Și acum aș dori să dau niște exemple concrete. De exemplu,
un dependent de alcool sau un dependent de țigară. Dumnezeu nu cred că niciodată va veni să ia țigara din mână, nu mai fuma. E adevărat că tot prin harul lui Hristos el poate birui, dar acel om trebuie să o arunce el. Deci sunt niște lucruri care ține și de om. Trebuie să arunce băutura, trebuie să arunce țigara, trebuie să se roage pentru acest lucru și cu siguranță harul îi va fi dat să biruiască. Cam atât. Mulțumesc. Da. Deci dacă lucrarea de biruință și curățenie este doar a Domnului, atunci el putea să facă acest lucru acum 120 de ani, 130 de ani. Nu? Planul lui a fost ca lucrarea să se termine, ploaia trezie să cadă, legea lui Cal să fie dată și Domnul Hristos să vină undeva prin 1890. Dacă doar a lui era lucrarea, el făcea acest lucru. E clar că are și omul partea lui, așa cum a zis fratele Ștefan mai devreme, ceea ce omul poate să facă, Dumnezeu nu va face niciodată. Aici, noi trebuie, când discutăm, trebuie să înțelegem ce este partea omului și ce este partea lui Dumnezeu. Ba chiar și partea omului, tot e de la Domnul. Pentru că spune că Domnul va da și să voiți și să faceți. Domnul Hristos este cel care luminează fiecare om care vine în lumea aceasta. Domnul Hristos lucrează prin Duhul Său la fiecare om, chiar de, când omul acesta este departe de El. În tot felul de împrejurări, Domnul Hristos apelează la om. Dar Domnul Hristos nu poate ia păcatul dacă noi nu vrem acest lucru. Înțelegeți? Dacă este un păcat în mine pe care eu îl cunosc, dar eu nu vreau să-l părăsesc, Domnul Hristos niciodată nu se intervine sau ia acest păcat. Deci, Elia White spune clar, în calea către Hristos, noi trebuie să înțelegem ce înseamnă corecta folosire a voinței. Noi suntem cei care decidem păcatul sau Hristos. Și de multe ori să renunțăm la păcat înseamnă o luptă. Și vedem Domnul Hristos cum a luptat. Pentru că trupul nostru, natura umană, noastră umană, dorește păcatul. Este înclinată către păcat. Mintea noastră luptă cu trupul nostru. Și mintea noastră trebuie să ia decizia definitivă. Domnul Hristos a rugat de 3 ori. A 3-a oară a luat decizie definitivă și a biruit. Noi de multe ori, poate cu mintea noastră, spunem, da, Doamne, da, dar n-am luat decisiv. Am luat așa cu jumătate de inimă și nu reușim. Atunci când prin voința noastră vom decide definitiv, Doamne, vreau să iei păcatul de la mine, după o luptă, sigur că este o luptă, puterea de birui este a Domnului. Niciun om nu are putere ca să biruiască. Este imposibil să biruim. Domnul Hristos a biruit prin puterea Tatălui, dar El a decis, El a ales. El putea să spune, Doamne, nu, uite, nu vreau să merg pe cruce, nu vreau acest pahar să-l beau. El a spus, dacă e posibil, dacă nu, să fie cum vrei tu. El a decis prin alegerea Lui, prin voința Lui, prin mintea Lui, a decis să meargă mai departe. Și Tatăl i-a dat putere să meargă mai departe. Deci partea noastră este aceasta. Să alegem să fim din partea Domnului. Să decidem neprihănirea în locul păcatului. Și să ne rugăm că Dumnezeu să-mi dea puterea să facem acest lucru. Pentru că fără puterea lui Dumnezeu nu reușim. Și bine, asta e mesaj privat, în privat. Și de ce rămânem răi? E o întrebare dificilă. Și aici nu putem răspunde în mod general. Sunt mulți oameni care spun că vor să biruiască păcatul, dar nu vor în realitate. Ele mai spune că gura poate mărturisi sărăcia sufletului, dar sufletul să nu recunoască acest lucru. Deci noi cu gura putem să spunem că iubim pe frații, dar în realitate să-i urăm. Este o chestiune total personală de ce rămânem răi. Unii poate încă n-au înțeles Evanghelia, alții poate lupta, dar încă nu au ajuns, alții poate nici nu vor. Eu știu un singur lucru. Domnul, la timpul în viitor, cândva, nu știu când,
va avea o rămașiță care va birui. Va trăi fără păcat. Acum, dacă eu voi fi acolo sau nu, asta nu știu. Depinde de mine. Dacă nu reușesc, dacă eu sunt o fățarnă și nu vreau, atunci cu siguranță nu vei fi în această rămășiță. Dar dacă vreau, chiar dacă n-am reușit, recunosc că n-am reușit încă, dar vreau acest lucru, mă rog și mă lupt, eu sunt convins că Dumnezeu nu mă va lăsa. Asta poate fiecare să-și răspundă pentru sine. Și încă un lucru. De multe ori ne uităm la oamenii și noi nu știm prin ce trece fiecare om. Citim în Scriptură, citim în Spiritul Profetic, oamenii treceau prin anumite lupte pe care oamenii nu le știau și de multe ori noi judecăm din ceea ce vedem din afară. De aceea Dumnezeu a lăsat fiecare să se uite la sine și la defectele sale de caracter ca să le corecteze. Lăsați celelalte lucruri Dumnezeu să le corecteze la celelalți. Da, dacă vedem un ceva greșit, deschis, păcat, deschis, trebuie să vorbim cu fratele, să-l corectăm, să încercăm să-l ajutăm, sigur. Dar ceea ce mi se pare și ceea ce văd de multe ori, mai ales pe Facebook, ne ocupăm foarte mult de defectele altora. Eu cunosc persoane care au defecte foarte grave, dar dacă te uiți pe Facebook, doar vorbesc despre ceilalți. În mod special despre pastori. Și da, pentru că doar, doar pentru că frații aceștia au teoretic anumite adevăruri, ei cred că stau bine. Dar în realitate nu sunt cu nimic mai bun decât cei pe care le critică. Noi niciodată să nu ne permitem să spunem că suntem mai buni decât trinitrienii. Niciodată. Da, teoretic, da, avem o doctrină mai corectă. Dar ca caracter, ca persoană, niciodată să nu spunem așa ceva. Pentru că există trinitrienii care sunt foarte credincioși și foarte ok, în comparație cu mulți non-trinitrienii care sunt foarte răi. Așa că să lăsăm mândria aceasta spirituală, eu știu mai mult și sunt mai bun, și ce trebuie să facem, am zis data trecută, noi trebuie să privim la toți acești oameni ca frați. Chiar dacă au teologie greșită, trebuie să primim ca frați, să ne rugăm unii pentru alții și dacă e posibil să ne ajutăm unii pe alții. Pentru că aici nu este luptă, un război cum este în lume, ci este luptă pentru viața veșnică. Trebuie să luptăm și noi, dar și ceilalți, dacă putem, să-i ajutăm să ajungă acolo. Frate Lorin. Ne auzi, frate Lorin? Da, mă auziți? Foarte încet. Decât să oprești și să pornești iarăși. Da, m-am auzit. Mai bine puțin. Da, m-am auzit? Da. Ok, zic că non-trinitarienii și vegetarienii sunt cei mai răi, mai ales această combinație. Și unul dintre ei sunt eu. Așa că sunt mulți care n-au treabă nici cu Trinitatea, nici non-Trinitatea și care sunt sinceri cu Dumnezeu și sunt mult mai ok ca mine, să zic, să nu mă refer la nimeni. Și este strigător la cer câteodată pentru că, exact cum ai zis, teoria o avem, numai practica ne omoară. Aia e cel mai rău. Teoria o avem, dar practica e dezastru. Da. Haideți să facem așa. Dacă avem la aceste întrebări care au fost puse, fratele Ovidiu a dat mâna jos, dar poate să spună, și sora Roxana, avem două mâini ridicate. Doar la subiectul acesta. Dacă este altceva, închidem cu rugăciune și după aceea putem discuta mai departe. Da, fratele Ovidiu a fost primul. Am vrut să spun că lupta aceasta de care spuneai și tu nu este una corp la corp sau împotriva oamenilor, ci împotriva noastră de a birui păcatul, de a nu comite păcat înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Da. Atât am avut. Da, bun. Sora Roxana? Eu vreau să spun că
Eu am observat că tendința omenească este întotdeauna de a vedea greșelile altuia și a fi cumva orb față de greșelile tale, adică însuși. Și probabil că de-aia Dumnezeu ne-a pus împreună și ne-a spus întotdeauna ajutați-vă unii pe alții în care cineva îți spune despre greșelile tale, pentru că tu acolo ai, cum se zice, un unghi mort în care nu vezi. Deci eu văd așa de bine greșelile lui Dăian, de exemplu, nu le văd pentru că nu stau lângă el și nu-l cunosc, dar vreau să zic, am dat un exemplu, dar la greșelile mele sunt complet oarbă. Deci noi avem partea asta, este în natura umană treaba asta și de-aia spui că vezi pe Facebook că toată lumea vede greșelile altcelor. E foarte normal. Da. În momentul în care cineva vine și spune ție, uite frate, ai o problemă, începe ego să se ridice și să te umfli că de ce spune ție așa ceva. Da, bine, unele greșeli nu trebuie făcute publice. Clar, dar vreau să zic în general, noi avem tendința asta să vedem bine greșelile celuilalt. Asta știu, suntem, da. Față de noi suntem orbi. Bun. Bine, eu spun să ne oprim aici pentru că am depășit o oră jumătate de cât am început. Frate Cristian, spune și tu că ai ridicat mâna acum. Vreau să spun că noi întotdeauna trebuie să ne corectăm unii pe alții și să ne vedem totodată și greșelile unii altii. Da. Da, dacă putem să corectăm, e foarte bine. Să ne corectăm unii pe alții, să ne ajutăm unii pe alții, să ne rugăm unii pentru alții. Clar. Bun. Eu spun să aici să ne oprim. Cred că a fost clar subiectul. Domnul Hristos a luat natura noastră căzută, păcătoasă, a fost ispitit ca și noi în toate lucrurile, dar niciodată nu a păcătuit. Și prin credință, El ne promite același putere pe care El a avut-o să ne dea și nouă, încât și noi să trăim fără păcat. Asta vom vedea săptămâna viitoare. Bun, haideți să ne rugăm la închidere. După aceea, dacă mai e ceva de discutat, putem discuta. Cine dorește să se roage? Soara Roxana. Tată bun și iubitor, îți mulțumim din suflet pentru învățăturile din seara aceasta. Te rugăm din suflet să ne ajuți să le punem în practică cât mai des în viața noastră pentru a reuși să avem o victorie asupra păcatului cu ajutorul Tău. Te rugăm din suflet, ajută-ne să nu ne lăsăm pe comoditate, și să luptăm împotriva defectelor noastre de caracter și împotriva eului nostru care ne dă mult de furcă. Ajută-ne, Doamne, să punem în practică acest lucru și faptul că înțelegem adevărata înțelegerea Scripturii corectă, să nu ne facă mândri, deci ajută-ne să nu ne îngânfăm, ci să rămânem umili în fața Ta, pentru că noi nu suntem de fapt nimic și nimeni fără Tine. Îți mulțumim din suflet pentru toată această învățătură și te rugăm din suflet să ne ajuți să punem în practică fiecare dintre noi aceste învățături pe care le-am învățat în această după-amiază. Pentru toate acestea îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amen. Amen. Amin. Amin.